Binecuvântat să fie Dumnezeu cel care ne-a creat. Îl binecuvântăm pentru că în săptămâna creației, de fapt, Dumnezeu a gândit viața de familie și mai mult decât atât, îl binecuvântăm pentru că până în ziua de astăzi, inclusiv, Dumnezeu încă nu și-a abandonat acest proiect. Cei doi sunt o dovadă vie că Dumnezeu încă iubește familia. Numele Lui să fie binecuvântat. Așa că cei ce sunteți familiști, considerați-vă favoriții lui Dumnezeu, iar cei ce aspirați la viața de familie, gândiți-vă că Dumnezeu și dumneavoastră vă este favorabil. Dragi miri, în primul rând mă adresez vouă, dar și nouă tuturor celorlalți, pentru că în familie ne-am născut, viața se consumă în familie, pentru că, așa cum spuneam, acesta a fost și rămâne proiectul lui Dumnezeu. În cartea Genesa, într-o înșiruire de generații, în capitolul 5, după ce pe rând sunt trecuți în revistă oameni care trăiau cu sutele de ani, dar s-au sfârșit și acele sute de ani, Moise se oprește și vine cu ceva detalii, vă citesc de la versetul 22, după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Și rea aspectul în versetul 24, Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. În cuvântul pentru voi doi ca miri, vă spun drum bun cu Dumnezeu. V-am citit despre un om care, îndată ce s-a căsătorit, deși nu cred că până atunci n-a umblat cu Dumnezeu, dar scriitorul se ocupă în mod deosebit de viața de familie. Aici scrie după nașterea lui Metusala, dar uitați-vă că în Genesa, când scrie că au născut bărbații, se referă în mod expre la concepere. Ceea ce putem spune că a umblat cu Dumnezeu nu doar după nașterea lui Metusala, ci chiar de la nuntă, din momentul conceperii. Hai să luăm, pentru că în primul rând acești patriarhi au fost întâi născuți. A umblat cu Dumnezeu pe pământ 300 de ani, continuă să fie cu Dumnezeu și la care vă place matematica, calculați vă rog câți ani are Enoch acum, este cel mai bătrân om din univers, are cu mii de ani, e mai bătrân mult decât Ilie și decât toți ceilalți care mai sunt, citeam recent că dintre cei născuți în secolul XIX, numai o femeie mai trăiește. Sau cel puțin asta era în evidența celor ce au scris. Dragii mei, acest om s-a evidențiat prin umblarea lui cu Dumnezeu. Și să nu credeți că a fost o excepție. Au fost și alți oameni, bărbați sau femei, familiști, despre asta vorbim împreună, dar și nefamiliști, care au avut toată viața o relație, o părtășie bună cu Dumnezeu. Rămân cu Scriptura deschisă în același loc și vă citesc din 6:9, Noe umbla cu Dumnezeu. A fost și el scăpat de la catastrofa potopului. Și să nu uităm că ne așteaptă o catastrofă mai mare decât potopul. Știți, în România, de când cu incidentul acela de lunile trecute, parcă la toată lumea e frică de foc și în toate spațiile și în mod deosebit în locașuri publice, toți au teamă de ISU. Vorba aceea mai mult decât DNA. Nu cumva să mai fie vreo problemă. Și mă gândeam, vieții oameni, tocmai de foc vor să se apere și în final focul să fie partea pământului. Da? Poate se gândesc unii cum să aprindă Dumnezeu pământul, dar cum să ardă pământul. Dragii mei, pe suprafața terestră, știți, pământul e doar a treia parte din tot ceea ce cuprinde planeta noastră. În rest este apă. Și combinația asta de
hidrogen și oxigen, dacă umblă Dumnezeu și îi schimbă ceva în toată chestiunea asta chimică, cu cât hidrogen este în apă, nu-i trebuie mai mult de un minut pământului. Cercetați sau întrebați oameni care se pricep în domeniu ca să dispară. Așa că Dumnezeu, dacă a scris ceva în Biblie, nu este greu să împlinească. Pentru că toate le are la îndemână. El a făcut universul necuprins de noi, nici în gândire de cum, în privire, pe loc. Cu un asemenea Dumnezeu așa de mare, să umblăm noi? Un Dumnezeu așezat undeva în spațiu, așa în imaginea noastră, în geometria minții noastre. Știți că numai cu avionul zburăm la 10 km altitudine și ne uităm, sunt mici casele, blocurile, dar oamenii. Haideți, vă propun, primul rând le-am propus celor doi, că de astăzi pornesc pe un drum nou, să ne gândim ce șanse avem, în ce condiții și de ce nu, cu ce avantaje putem să umblăm cu Dumnezeu. Îi spunea același Dumnezeu unui om ca și noi, Geneza 17, când a fost Avram în vârstă de 99 de ani. Iată că lui Dumnezeu îi place și compania bătrânilor. Domnul i s-a arătat și a zis: eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, măreția de care vorbeam, umblă înaintea mea. Cu alte cuvinte, te vreau aproape. Aș vrea în primul rând să scot în evidență, folosindu-mă de cele scrise în cartea Geneza în mod deosebit, că a umbla cu Dumnezeu înseamnă, în primul rând, a avea timp pus deoparte pentru activități sfinte. Cine ar putea să afirme, sub prieten cu X? Și apoi când este întrebat când te-ai întâlnit ultima dată, să spună: da, nu l-am mai văzut de când eram la școală. Nu se poate, o prietenie presupune întâlniri. Acum, de când cu realitatea virtuală, ne întâlnim și online. Ei, poate că ne ajută și asta să înțelegem, căci Dumnezeu este nevăzut, dar totuși poate să fie atât de tangibil, atât de aproape. Despre primele generații de oameni este scris că au fost învățați să aducă jertfă lui Dumnezeu, să construiască altare. Citim în Geneza 4, apoi citim în Geneza 8 despre Noe, versetul 20, Noe a zis un altar Domnului, și apoi versetul 9 notează: Domnul a mirosit un miros plăcut. Despre Enoch este scris că a fost plăcut lui Dumnezeu și iată o primă activitate plăcută lui Dumnezeu la care el nu întârzie să fie prezent. Vă citesc și din spusele Domnului Iisus Hristos, Evanghelia după Matei, capitolul 18, și de astăzi voi puteți să vă încadrați într-o asemenea stare. 18 cu versetul 20. Căci acolo unde sunt doi, iată-i, sau trei, când o să vină copii, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Deci, umblarea voastră cu Dumnezeu va consta în primul rând în părtășii sfinte, în timp, practic vorbind, în care voi doi acasă, văd că Biblia aveți. Dacă nu, vă recomandam să vă cumpărați, dacă vă rămân ceva bănuți din ceea ce veți primi astăzi cadou. O carte de cântări, dacă nu aveți, să vă cumpărați. Nu puneți aparatele să cânte și voi șomaș tehnic. Nu. În primul rând, voi să aveți o închinare plăcută lui Dumnezeu, un altar. În perioada aceea de care am citit, se aduceau jertfe din animale, pentru că Dumnezeu a vrut să prefigureze jertfa Fiului Său, dar nu animalele pot să ne substituie pe noi într-un sacrificiu. Pentru noi și-a dat viața Iisus Hristos Domnul. Și acum nu ne mai revine această sarcină să luăm un animal din
turma noastră, oaie, un taure, cum se proceda atunci, să-l sacrificăm și să vedem cum fumul se înalță sus în nădejdea că Dumnezeu privește spre noi să nu ne pedepsească pentru păcatele noastre, pentru că Dumnezeu ia atitudine pe loc, spune Scriptura, împotriva oricărei stări de vinovăție. Dar vă rog să vă gândiți cât dura o asemenea activitate. Să iei vițelul, să te retragi deoparte, să construiești un altar de pietre, să pui lemnele ca să ardă toată carnea, 10 sau 100 de kilograme de carne, cât dura? Eu bănuiesc că dura cât o slujbă de la adunare. Atunci nu aveau adunare, dar aveau altare. Nu știu unde vă veți așeza, înțeles că s-a făcut referire aici la Cluj. Este foarte binevenit să participăm la adunare. Obișnuiesc să îi salut pe cei pe care îi întâlnesc prin adunări, spunându-le, mă bucur că te întâlnesc la casa Domnului. Sunt șanse să dau de tine în rai. Pentru că numai cei ce iubesc părtășia cu Dumnezeu aici pe pământ vor putea să aibă părtășie veșnică cu Dumnezeu în cer. Avem noi o cântare frumoasă care spune casa mea și cerul lui, dar ce avem e una. Dar ce logică este aceea în care să-l întrebe cineva pe Dumnezeu, vreun înger din cer, ai fost vreodată în vizită la Rare și la Ligia? Și să spună, da, m-aș fi dus, dar nu m-au invitat. Vă rog să-i faceți invitații Domnului, că în plenipotența sa, el poate să vină deodată, de cumva ne nimerim să facem și noi în aceeași seară invitație, prin Duhul să vină și la voi și la noi. Îmi amintesc de lunile de după căsătorie, când am fost doi, apoi și de alte evenimente peste ani, când ne-am înmulțit, ce părtășii frumoase de rugăciune și de cântare aveam cu soția. Nimic nu-i mai frumos într-o familie decât momentele în care cei din casă îl convocă, îl imploră pe Dumnezeu cu prezența ei binecuvântată. Pare rău că sunt familii care nu știu să-L invite pe Dumnezeu la ei acasă, dar în mod deosebit prin mijloacele tehnice care dispunem în vremea noastră, invit acasă fel și fel, sportivi, actori, cântăreți, nu știu dacă vă fac viața mai frumoasă. Invitați-L pe Dumnezeu că merită. O astfel de părtășie se lasă cu somn dulce, cu liniște sufletească, totdeauna va fi bucurie. Omul a fost creat în prezența lui Dumnezeu, în grădina Edenului. Așa este natural pentru suflet, ba chiar pentru trup, să avem aceste părtășii cu Dumnezeu. Și citind în Cartea Sfântă, întâlniți situații, de exemplu, vă citesc din Genesa 12, scrie aici de la versetul 7, Avram a zidit acolo un altar și Domnul i se arătase. Nepotul lui, pentru că asta e frumos să păstrăm tradițiile sfinte din generație în generație, scrie în Genesa 46, trebuia să facă deplasarea înspre Egipt, era o motivație de ordin economic. Și scrie aici, versetul 1, Israel a plecat cu tot ce avea, a ajuns la Berșeba și a dus acolo jertfe Dumnezeu tatălui său Isaac. Și acum frumusețe. Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie. Iacove, Iacove, Israel a răspuns, iată-mă. Și Dumnezeu i-a zis, eu sunt Dumnezeu, Dumnezeu tatălui tău. Versetul 4, eu mă voi pogorî cu tine. Deci cum putem să-L determinăm pe Dumnezeu să umblăm cu El? Chemându-L la aceste altare. Poate aș citit, a apărut informația de care vă spun într-o publicație mai cu ceva ani în urmă. În Uniunea Sovietică, un tânăr, la o școală de aviație, când și-a dat drumul prima dată cu parașuta, nu s-a descurcat și era să se ducă în gol. Crescut într-un spirit ateist, dar totuși este ceva în noi ca o dorință nerostită la unii pentru Dumnezeu, a strigat, Doamne, scapă-mă! Și a văzut în fața ochiului lui ca un chip hidos care i-a zis, îți vreau sufletul!
a raționat fracțiuni de secundă, secunde. Știa că mai are o parașută de rezervă, dar nici pe aceea n-a putut acționa bine și acum din nou și-a dat seama că nu mai are nicio șansă. Din nou acel strigăt disperat, din nou acea amenințare hidoasă. Foarte aproape de el își dăduse drumul un alt coleg care a încercat să-l ajute, dar cu parașuta nu te miști așa, ca și cu, nici măcar ca și cu patinele pe drum. În fine, s-au agățat și au ajuns la sol, unul și-a rupt o mână și altul un picior. A zis să fim frați de cruce. Și cel ce era în pericolul amintit, i-a zis celuilalt, uite ce strigăt am avut și ce amenințare, ce să fie? Erau amândoi crescuți în spirit ateist. O fi, n-o fi? S-a mai gândit de-a lungul anilor la acel episod, trecuseră vreo 15 ani de la el, se căsătorise între timp și urma să-și serbeze ziua de naștere. Ea într-o după masă, se întorcea spre casă, era deja seară, stele, s-a uitat spre cer și a spus, Doamne, mi-am invitat pe mâine prietenii. Eu nici nu știu dacă există, dar spun drept. Dacă aș ști unde să-ți adresez o invitație, eu te-aș chema. A ajuns acasă, i-a spus soții, ce mi-au trecut prin cap. Ar fi fost interesat să-L invit pe Dumnezeu la ziua mea de naștere. Ea a zis, unde să-L invit? Ce? Este, nu este? A dormit, dimineața s-au trezit să facă pregătirile și el ce să spun ce am visat. Știam că stau pe spate în pat, n-am văzut nimic. Dar am auzit o voce, fiindcă m-ai chemat, voi veni. Ce să fie? Ea a zis, eu am visat ceva foarte neplăcut, era un coșmar, se năruiau toate blocurile, se desprindeau, cădeau pereți. Au discutat, la care au raționat și au spus, da, trebuie să facem pregătirile, că ne s-o săsc invitația. Menționez că aveau două fetițe care au dus la grădiniță și un băiețel mai mic. El a plecat la ceva cumpărături când era în curtea blocului și a amintit că și-a uitat pormoneu. Ea era cu geamul deschis la bucătărie, îl întreabă de ce vrei să te întorci. Iată de ce. Și stai că ți-l aduc eu. Băiețelul plecase cu el și când a ajuns în curtea blocului s-a produs un cutremur de pământ, puteți analiza, în anul 1979 orașul Spitak din Armenia a fost distrus în proporție de aproape 80%. În clipa aceea și-au dat seama ce i-a promis Dumnezeu lui în vis și ce a visat ea. Dar s-au gândit unde-s fetițele. El a fugit peste dărâmături. Minunea era întreagă. Fetițele au amândouă în curtea grădiniței pentru un anume eveniment ieșiseră afară. Le-a luat în brațe, a venit la soția lui și acolo pe pământ s-au pus pe genunchi. Și au zis, acesta e Dumnezeu care l-am invitat să vină la ziua mea. Dumnezeu, le-ți mulțumesc că ai venit. Acel om s-a întors la Domnul și în momentul în care eu am citit, în care le-a scris acel articol, el devenise deja prezbiter, adică un slujitor în biserica lui Dumnezeu. Numele lui era Așot. Nu știu dacă mai trăiește. Dar ăștia care umblă cu Dumnezeu și dacă se duc la culcare, tot îi vedem după dimineața binecuvântată pe care o așteptăm, slăvit să fie Domnul. Deci ați reținut, da? Faceți timp să-L invitați pe Dumnezeu. Se va simți onorat și bucuria va fi mai mare de partea voastră. În al doilea rând, dorindu-vă drum bun cu Dumnezeu, vă citesc din cartea Iacov, capitolul 4. Trăim într-o vreme în care oamenii sunt foarte mobili. Serviciu, posibilitatea de mișcare, îi face pe oameni să se poată deplasa nu doar dintr-o localitate într-alta, dintr-o țară într-alta, pe un continent pe altul. Iacob 4 de la versetul 13. Ascultați acum voi care ziceți proiecte, astăzi sau mâine, ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Cine nu-și dorește, tot trăim în economia de piață, totul se bate pe profit, nu? Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Că ce este viața voastră?
Nu, sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi pieri. Da? Tatăl meu este un om așa mai scund ca mine și mai a avut ceva probleme lucrând la mine în tinereți, eu sunt din Apuseni. Era mai fire, a fost pensionat de boală, deși mulțumesc Domnului că încă trăiește. Și era un coleg, nu foarte solid, 100 și ceva de kilograme, puternic, care nu știa ceea durere. Și zice tatălui meu, ești de esență slabă. Dragii mei, noi toți oamenii suntem de esență slabă. N-a trecut nici două săptămâni și omul acela de esență tare a murit. Vorba cuiva, suntem făcuți din cel mai slab material, din pământ. Tare puțin fier avem în noi. Sau alte metale feroase sau neferoase, într-o compoziție așa de 0, foarte puțin. Și iată, ne lăudăm că vom face, vom câștiga. Și zice apostolul aici, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi. Deci rețineți în primul rând, trebuie să ne împăcăm cu ideea că dacă Dumnezeu ne mai lungește viața este, iar dacă spune stop, nu te mai duci nicio stație. Atât. Apoi, dacă vom trăi, vom face cu tare sau cu tare lucru. A umbla cu Dumnezeu înseamnă, și asta în al doilea rând am spus, să lași pe El să aleagă drumurile, să decidă El activitățile, proiectele, prioritățile. Pe Dumnezeu nu-L bateți voi la vot, că voi sunteți doi și majoritatea absolută, nu? Doamne, n-ai ce face, că eu așa am zis cu nevastă. Ori vrei, ori nu vrei, vii pe aici. Nu merge. Dumnezeu întotdeauna are drept de veto, puternic. Sunt situații în care voi doi veți fi de altă părere decât Dumnezeu, după mintea voastră, ca oameni și noi oricare. În acele situații când vedem că nu avem aceeași opțiune ca și Dumnezeu, trebuie să ne gândim puțin. Să mai reflectăm. Spune înțeleptul în cartea Proverbe, vă citesc din capitolul 3, de la versetul 6. Hai citim și 5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta, în sensul că dacă Dumnezeu zice ceva, să ai bază în El. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Nu spune, Doamne, sunt de altă părere. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Dumnezeu te poate lăsa să mergi pe unde vrei, dar să vezi peste ce hârtoape vei da și cum te vei împotmoli. Dar dacă vei urma căile pe care Dumnezeu ți le indică, chiar dacă alții îți vor spune, tu știi ce drum rău este? Merge Dumnezeu cu buldozerul înainte. I-a zis Dumnezeu unui împărat, a zis, îți voi face drumuri prin stânci, îți voi croi, i-a spus lui Cir, nu-ți fă probleme, tu ești robul meu și îți pregătesc eu cale de acces. Și așa s-a cucerit Babilonul. Au intrat foarte frumos în cetate. Dragii mei, dacă sunteți căsătoriți, întrebați-vă dacă în faza, în starea, în locul unde sunteți, ați ajuns cu voia lui Dumnezeu sau, mi-amintesc de un bătrân, spunea că unii oameni văd indicatoarele, dar sunt foarte îndrăzneți, ei merg înainte, scrie drum înfundat, nu cred. Se duc, se împotmolesc, vin înapoi, se mai uită la indicator și apoi recunosc, a fost drum înfundat. Ce să faci? Dar ai pierdut timp, poate s-a defectat mașina și așa mai departe. Să nu încercăm să facem ceva de capul nostru. Dumnezeu te poate lăsa. Dar dacă vrei să umbli cu Dumnezeu, atunci ascultă-L pe Dumnezeu. Spune Scriptura prin Moise, care a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu într-un mod foarte de aproape, vă citesc din cartea Exod, capitolul 33, a rostit o rugăciune și v-aș dori să o aveți.
în acele părtășii, Exod 33, versetul 15, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecerea ta, eu și poporul tău, oare nu când vei merge tu cu noi? Și când prin aceasta vom fi deosebiți eu și poporul tău de toate popoarele de pe fața pământului. Vă dați seama ce înseamnă să mergi cu Dumnezeu? Povestea un frate de aici, de la dumneavoastră. Fratele Ițe Presecan, că în perioada comunistă, când introduceau în țară Biblii, și știți că asta era interzis, era la un moment dat în București și se temea o familie de medici, trebuia să meargă undeva spre Moldova să ducă Biblii, că primiseră doar în limba rusă. S-au pus, s-au rugat și pe la ora 5 spunea fratele, i-am deșteptat, haide să plecăm că a sosit îngerul. Ce vrei să spui? Am văzut în vedenie cum un înger stătea întins peste Dacia noastră, că astea erau mașinile atunci, așa, paralel deasupra mașinii. Și când au ajuns undeva, așa, prin zona dumneavoastră, acolo, pe la Vrancea, Bacău, pe undeva, toate mașinile semnalizau filtru. Și știți că erau atunci acele posturi de poliție fixe. Și fratele a rostit și a zis, Doamne, Tu ai spus că vei fi cu noi? Spune-le să se dea la o parte. Și așa s-au retras pe margini, parcă erau obosiți. Nici n-au sesizat tovarășii și milițieni de atunci, că un înger le-a spus, faceți-le curs. Îmi povestea un frate din fosta Uniune Sovietică, tot despre răspândirea de biblică și cuvântul lui Dumnezeu n-a putut fi oprit nici de comuniști. S-a lăudat Nikita Hrușciov, ce i-a succedat lui Stalin, eu termin cu credință. Și tot frații de acolo spuneau că cineva a zis unui activist, auzi, n-ai cum să termin cu Dumnezeu. Și dacă omor toți profesorii de matematică, 2 cu 2 nu-i tot 4? Dumnezeu e tot acolo. Tu n-ai ce să-i faci. Povesteau frații din Ciudei, de aici, de lângă Cernăuți, cum se pronunț eu, cum pronunță bucovinenii noștri. A dus un nou securist acolo și vrea să facă și el carieră. Și zice, cu motoreta pe urmele lor, pe unde se adună, îi prind Siberia lor. Și zice o beată femeie ce se lăsase de credință, lucra la o cofetărie sau în barcere acolo, zice, pe ăștia nu-i prind. Cum să zic să nu-i prind? Îi pândesc până îi prind. Aceștia au pe Duhul Sfânt și înștiințează. Ei nu merg la rugăciune numai dacă Domnul le spune și dacă acolo este o prorocie, plecați că vine dușmanul, capotărnicile dispar. Și povesteam apoi, se plângea securistul, 15 ani mi-am mâncat nopțile și n-am prins unul. Că dacă mergi cu Dumnezeu, ai asigurate drumurile. Povestea unul din frații German și a ajuns apoi după perestroica lui Gorbaciov, primar în Ciudei, că Dumnezeu i-a vorbit să se implice în traficul cu Biblii. Era un om mai solid, 140 de kilograme, și trebuia noaptea să le preia de la vamă, de la Siret, trecea locomotiva, știți că la ruși e cartamentul mai mare, și mergea locomotiva până într-un tufiș, arunca doi saci în fiecare noapte de 100 de kilograme, bucata cu Biblii în tufiș, fratele îi prelua de aceea, l-au angajat că era bun să-i ducă în spate, că sacii erau grei, și de acolo îi împărțeau în plase, îi dispersau prin biserici. Nu erau Biblii la discreție ca acum. Și s-a temut. A zis, dacă mă prind, zice el, eu am făcut armata în Siberia. Pentru că am fost din familie de credincioși. Țin minte, spune el, că am ajuns la ora 2. Am uitat, e noapte, nu-i bun ceasul. Ba da, era noaptea polară. Deci am mai văzut soarele după 4 luni. Și Dumnezeu i-a spus într-o vedenie, te așteaptă niște șgheaburi de oi flămânde și setoase. Trebuie să le dai mâncare. Și sora care a avut vedenie a zis, da, Domnul a văzut că ți-e frică. Și a zis, nu te teme că vine cu tine. Trimite un înger.
Și povestea el, 2 ani de zile, m-am dus noapte de noapte la ora 4, preluam saci, îi puneam în mașină și filiera continua. După 2 ani Domnul l-a oprit și noaptea i-a oprins pe aia ce tranzitau, pe bani o făceau. Și printre altele zicea el, după ce s-a încheiat anii aceia, m-am gândit, cum nu s-a sesizat nimeni să se lege de mașina mea? Că era parcat acolo în sat până aduceam eu 2 saci. Și apoi am aflat, spunea fratele, că eu parcam în fața casei șefului de partid regional. Și n-avea curaj miliția să întrebe ce mașină e la șeful de la partid. Iar ăla Dumnezeu îi dădea somn noapte de noapte și Domnul își făcea lucrarea. Duce-vi cu Dumnezeu pe orice drum. Și acum dacă aveți de gând să vă plimbați pe undeva, și pe aici luați-L pe Dumnezeu cu voi. Peste tot. Nu-i de-a merge fără Dumnezeu nici dintr-un cartier a Clujului până într-altul. De-aia trebuie să te rogi. Și dacă trebuie să mergi într-o vizită la ceva familie, Doamne, ar fi potrivit acum să mă duc. Te invită cineva să mergi la o adunare. Ce să mai zic? Delegerea unui serviciu, de a-ți muta locuința în altă țară. Chestiuni foarte importante. Acum, să nu mă înțelegi greșit că trebuie să întrebi pe Domnul ce mâncare să faci de amiază. Îți spun el ce mâncare să-i faci. Îți scrie după ce te măriți să faci mâncare ce place bărbatul. Mă refer doar la nevoile pe care noi le avem, la stările pe care noi ca oameni nu le putem controla. Te scrie în Psalmul 39 că Dumnezeu ne înconjoară, își pune o mână pe dinainte, una pe dinapoi și apoi își pune mâna peste noi. Pe unde să mai ne lovească diavolul? De aceea a zis diavolul în cazul lui Iov, zice, ia întindeți mâna, adică vreau să spună, trageți mâna, nu vezi că nu poți să-l lovesc? Ce nu, degeaba l-ai ocrotit tu pe el. Da? Drum bun cu Dumnezeu, dar întrebați-l mai întâi, înainte de a vă scoate biletul. Că Iona, Dumnezeu l-a trimis la Ninive și l-a plecat-o spre Spania. Și apoi i-a dat Dumnezeu un retur cu alt mijloc de transport și după ce i-a zis, Doamne, fac altar, că până ceilalți se rugau, el dormea. Deci asta e ordinea. Facem altare și apoi întrebăm pe Dumnezeu încotro. Citeam despre o fată care avea bagajerea, comerciant ambulant și a ajuns la intersecție, se mergea pe jos. Și odată așa cu un băț, ceva în a afla norocul, destinul, știți? Da cu bățul, se îndreaptă într-o parte, mai dă o dată cu bățul, se îndreaptă cealaltă parte, mai dă a treia oră cu bățul, cineva o să da. Domnișoară, de ce dai cu bățul așa? Deci e piață și acolo, și acolo, și acolo și nu știu unde e vânzarea mai bună azi. Și zice, da, prima dată ți-a ieșit indicator să mergi în orașul A. De ce nu te ieși acolo? Da, nu-mi place. Dar după ce ți-a ieșit la ce? Da, dar eu am plecat de acasă gândul să mă duc la B. Atunci de ce ai mai dat? Apoi e bine să consul zeii. Dragii mei, să nu încercăm așa să spunem, Doamne, Tu unde vrei să mă duc, știi? Și apoi să-i spui soției, dar mergem acolo, nu? Nu, nu, nu. Când vrem să-L acceptăm pe Dumnezeu, trebuie să procedăm ca în cazul acelui tânăr care la început de an a zis, Doamne, uite, proiect, vreau buget aferent, toate astea vreau să fie realizate pentru Tine în acest an. Și Dumnezeu nu voia să semneze, să pună avizul. Și s-a rugat, a insistat și Dumnezeu i-a zis, eu nu fac astfel de afaceri. Dar Doamne, uite că Te-am promis să fac pentru Tine, timp, bani, pentru Domnul. Și Dumnezeu i-a spus, dacă vrei să avem înțelegere împreună, îmi dai foaia goală, semnată de Tine și eu o completez. Cam așa e cu Dumnezeu. El se decide și în urmă, vă asigur, după 30 de ani de căsnicie împlinim la toamnă, că drumurile care Dumnezeu ni le decide sunt mai interesante decât am fi putut noi desena. Și în al treilea rând, pentru că nu vreau să vă rețin prea mult, ca să puteți porni la drum.
Și noi ceilalți să ne reverificăm indicatoarele. De fapt, practic vorbind, cum putem să-L întrebăm pe Dumnezeu? Cum putem să știm ce îi place lui Dumnezeu? Spune Scriptura în Cartea Proverbele, în capitolul 2, citesc de la versetul 6, căci Domnul, dacă parcurgem drumul cu El, dă înțelepciune, din gura Lui iese cunoștință și pricepere. Versetul 10, înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chipzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea ce are. De ce am insistat că e foarte important să umblăm cu Dumnezeu? Pentru că există atâtea indicatoare care vor să ne ducă într-o altă direcție, foarte multe șoapte care vor să ne dezorienteze. Și numai înțelepciunea care ne parvine din Scripturi poate să ne ajute să înțelegem dacă vreun drum este bun sau este greșit. Aici scrie în capitolul 1 să te lupți cu tot ce ai să câștigi înțelepciune. Pentru că scrie mai aparte, apoi de la versetul 10, că s-ar putea în plan economic să vină cineva să te înșele, să spună, uite, facem o afacere, dar e curată? Auzi, nu vine DNA-ul tocmai la noi. Zice, înțelepciunea nu te duce acolo. Căsătorit fiind, poate ai o colegă, știu eu, acum pe net, îți apare în față vreo doamnă și ți se pare, nici dacă era polită cu aur, nu mai e frumoasă. Și ce frumos știi să vorbească, ce jinga așa. Și te-ar putea seduce. Înțelepciunea scrie aici în capitolul 2 că te cruță de o astfel de aventură. Și scrie apoi în capitolul 3, vă citesc de la versetul 17, despre înțelepciune, căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Dragii mei, dacă vreți să mergeți pe un drum drept, și cum scrie în capitolul 4 și nu insist, aici sunt niște exprimări foarte interesante, deci în versetul 26, cărarea pe care mergi să fie netedă, sau vă citesc tot despre cărare și despre înțelepciune, versetul 11, eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. De fapt, ce înseamnă asta? Făcându-ne timp pentru părtășie cu Dumnezeu, întrebându-L, consultându-L în toate, ajungem și primim înțelepciune și știm în viață întotdeauna cum să ne descurcăm și ce e de făcut. Pentru că scrie tot în Proverbe, vă citesc din capitolul 8, versetul 12, eu înțelepciune am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chipzuite planuri. Să nu înțelegeți, dragii mei, din ce v-am spus până aici, că Dumnezeu face din noi roboți. Știți, faci asta și asta. Unii așa înțeleg viața sfântă, Dumnezeu îți poruncește să mergi la adunare, trebuie ai canoane, să-ți faci post, rugăciune, n-ai voie să te distrezi. Da, de unde? Vorba unui frate, când cineva l-a întrebat, auzi, nu-i mai voie să bei? Se referea la băuturi alcoolice și i-a zis, auzi, eu am aflat că n-am nevoie și nu mai se pune problema dacă am voie. Ca și cum ar spune, să extrapolăm ideea, auzi, dar acum nu mai ai voie să te uiți după alte femei? Și tu să spui, dar n-am nevoie. A întrebat cineva odată pe un țăran care era bețiv și a dăpat calul, a zis, măi, calul tău cât de des îmi bat? Ia încearcă să-l înveți. Măi, pune-l odată să bea toată fântâna. Dar nu, calul meu e cu minte. Când a terminat nevoia de sete, nu mai bea. Îmi povesteau niște frați din zona Cahul, Moldova. Făceau oameni din sat vin într-o toamnă. Și-a intrat o vacă venind de la ciurdă în grădină și-a băut. S-a îmbătat beat. N-a mai putut controla nimeni, a umblat prin sat. Dar eu trecut până a doua zi beția.
Dar ce li s-a părut interesant? Până n-au mutat de acolo vasul de unde a băut, n-a mai avut bietul animal să intre în curte. Și-o zis, măi, vaca e cu minte. Numai o dată, dacă s-ar nimeri din întâmplare la cârcium, altă dată nu mai trece nici pe strada aceea. Adică Dumnezeu vrea să ne înțelepțească, să ne așteptăm acum umblând cu Dumnezeu, așa tot ne uităm, Doamne, am voie să strig la nevastă. Bărbatul se întrebe, Doamne, dacă pun 100 de lei deoparte, e păcat sau nu-i păcat? Fac aici o paranteză, mergeam pe tren, vine un tânăr și îmi zice, sunt cu logotnica mea într-un alt vagon, am vrea să vorbim cu dumneavoastră. Poftiți, hai, o lecție maritală. După ce am terminat discuția, o conduce înapoi cu gentilitate, se întoarce înapoi și zice, am o întrebare. Dar dacă pun eu ceva bani deoparte ca să am să-i fac în secret un cadou, așa e că e bine? Și am zis, nu e bine. Cum? Dar o să pun bani deoparte ca să-i fac ei o surpriză. Asta e șoapta diavolului, care mai întâi spune să pui bani deoparte să-i faci o surpriză, ei, și apoi o să spună să pui bani deoparte și o să te scapi să faci surpriză la alta. Pentru că asta este o lipsă de credincioșie. Dumnezeu vrea să ne înțelepțească. Este scris despre ucenici că au umblat cu Domnul și după ce Domnul a plecat la cer, când i-au auzit ceilalți, au zis, ăștia au umblat cu Iisus. Da? Vă citesc două versete din Proverbe, să vedeți ce frumoase sunt. Spune Scriptura, capitolul 16, versetul 9. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă. Nu avem drept să ne facem planuri. Și acum atenție. Dar Domnul îi îndreaptă pași. M-a spus Dumnezeu, nu ne robotizează. Vrea să-ți ajute să înțelegi tu, să pricepi încotro, să o apuci, ce ai de făcut. Și lângă versetul ăsta este unul foarte frumos. Scrie în 20:24. Vă rog să observați, versetele astea două sunt legate. Dacă ați avea Biblie, vi le-aș arăta pe amândouă. N-aveți, numele lui nu vă poate arăta numai câte unul, n-am ce vă face. Da, țineți minte. Deci, 16:9. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă. Proiectul. Domnul îndreaptă pași, îți dă lumina, ideea. Și acum 20:24, Domnul îndreaptă pașii omului. Deci acest al doilea proverb începe cu partea a doua de la primul proverb. Domnul îndreaptă pașii omului. Și acum întrebarea, dar ce înțelege omul din calea sa? Adică Dumnezeu acolo unde nu știm, vrea să ne indice ce avem de făcut. Dar Dumnezeu se așteaptă ca la următoarea fază similară să ne ducă mintea, să știm ce avem de făcut. Să nu te trimite Dumnezeu de fiecare dată să-ți amintească în fiecare lună. Ai pus bani deoparte pentru săraci. Asta ai priceput și ți-e clar până la ultima pensie, nu? Dacă vreodată te-a bătut vreun gând, oare să mă duc acolo, să fac un lucru bun, să vin la adunare în mod regulat, mă duc într-o anume adunare să mă scriu ca membru. Păi Dumnezeu, odată ce te-a luminat, vrea ca să rămâi luminat și să înțelegi care este voia Lui. Doamne, ajută-ne! În privința asta vă citesc și un sfat din Epistola Apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 1, și pentru asta vă recomand să vă familiarizați cu gândirea lui Dumnezeu din Scripturi, din experiențele Sfinților, ca să știți în viață cum să vă comportați. De aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, asta e partea noastră și a părinților voștri, și cerem, atenție, să vă umpleți de cunoștința voii Lui. Ce frumos ar fi soția, soțul și ei în acord cu Dumnezeu să gândească. Și când în familie deja te cunoști, dacă soția știe ce mâncare îți place, apropo de ce aminteam înainte, nu mai trebuie să te întrebe, dacă săptămâna trecută ți-a plăcut o mâncare, băi, și săptămâna asta îți mai place mâncarea asta. Acum nu în toată ziua același meniu, dar dacă ți-a plăcut o anume mâncare, îți place și acum și la anul, nu? Să te umple de cunoștința voii lui Dumnezeu, în orice fel de înțelepciune, de asta ai nevoie. O, Doamne, ca slujitor când mergem prin familie,
Mi-amintesc și poate m-ați auzit cu vorba asta, spunând, era la noi în Apuseni un bătrân, le explica la oameni, era un om pașnic, bun, credincios, voia să-i lămurească, să-i cruțe de ceartă, de pagube. Și când vedea că le explică și numai nu pricep, bătrânul abandona. Dar încheierea o rostea cu următoarele cuvinte, greu îi să fii cu minte. Și repeta, greu îi să fii cu minte. Asta e marea problemă la mulți familiști. Le tare greu să gândească bine. Și asta spune apostolul, eu mă rog, voi să fiți foarte în temă cu voia lui Dumnezeu, să știți cum să vă comportați în viață ca soț. Îmi pare rău să spun, sunt bărbat care nu se știu raporta la nevastă. Dragii mei, când a făcut Dumnezeu pe Eva, n-a clonat pe Adam. Nevasta e altceva și dacă vrei să fii un bărbat bun, trebuie să înveți ce e aceea femeie. Și dacă vrei să fii o femeie bună, din cărți, din Biblie în primul rând, să înveți cum gândește un bărbat. Să înveți stilul rațional al unui bărbat, să înțelegi dimensiunea mai mult sentimentală a unei femei, ca să te poți să te raportezi unul la celălalt. Să știi cum să te comporți cu un copil, cu un bătrân, pentru că în viață tot timpul trebuie să ne calificăm la locul de muncă. Și ei doi până acum au știut să fie logodnici, nu? De așa trebuie să învețe cum e viața în doi, nu? Până acum au dormit singuri în pat, s-au întors cum au vrut. Mă trebuie să fii atent când te întorci, să nu rămână de celălalt descoperit, nu? De acum apoi trebuie să învețe, acum învață să fie cum să fie cu soția, apoi trebuie să învețe cum să fie cu soția însărcinată, nu? Mă vezi că are grețuri, trebuie, dar ce? Tu ți-ai făcut mâncarea? Cine nu-ți place? Aici că îți place mâncarea asta, dar nu votează cel din pântece. Apoi trebuie să înveți cum e noaptea cu bebelaș, cât e scoală, nu? Zici de mai multe ori tatăl nostru într-o noapte. Până acum l-ai spus numai la culcare. Apoi trebuie să înveți cum e cu copiii la grădiniță, nu? M-a dus un băiat la grădiniță, i-a spus, de aici te ia tata, ca să fie liniștit. Da. Eu n-am apucat să mă înțeleg că eu, pe când vin înapoi, lucram la liceu care era nu departe de instituția grădiniții, spune, domnul Anca, ce mi-a făcut băiatul dumneavoastră, am vrut să duc pe copii în parc. Și a spus, tata m-a lăsat aici, o zic, de aici mă ia. Nu l-a putut scoate din grădiniță. Băi, l-am lămurit, băi, cu doamna, poți să te duci. Apoi trebuie să învățăm cum e cu copiii la școală, nu? Să vezi, iau premiu, nu iau premiu. Apoi cu copiii la liceu. Și apoi, mame, o vorbă, că soț și tată m-am făcut eu. Socru și bunic m-au făcut alții. Și eu trebuie doar să mă calific la locul de muncă. Dar pentru asta trebuie înțelepciune și scrie mai departe aici versul 10. Pentru ca să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Și aici vreau să fie accentul. Dragii mei, să umblăm cu Dumnezeu nu doar așa ca să nu-ți mintim noi alternativele. S-ar cuveni să umblăm cu Dumnezeu ca cine-L vede pe Dumnezeu umblând cu noi să nu-i fie rușine la Dumnezeu cu cine s-a ortăcit, vorba românului. Da? Să-i placă lui Dumnezeu. Spune Scriptura, repet, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul ca să-i fiți plăcuți în orice lucru. Zice Pavel 1 Corinteni, capitolul 10, vă citesc versetul 31. Deci fie că mâncați, te pui la masă, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Știați că se discută în cer cei pe la noi pe acasă? Auzi, la ședințe în cer, de exemplu, se ia cazul Zdroba. Bun. Se spune lui Dumnezeu îngerii, ești mulțumit de bărbatul acesta, de soția lui, de copii. Se fac procese verbale, se scriu cărți de aducere aminte. O, de a-mi putea face onoare lui Dumnezeu. De aceea spune Pavel la Coloseni, în capitolul 3, citesc versetul 17, cât de frumos ar trebui să ne purtăm gândindu-ne la ce onoare ni s-a oferit. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului, versetul 23. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Păi în așa fel trebuie să mă port, să fie slăvit Dumnezeu, să fie o plăcere, nu doar pentru mine, ci pentru Domnul. Nu uitați așadar de altare, în a-L consulta pe Domnul, în a cere să vă umplă de cunoștință sfântă
și în a face onoare lui Dumnezeu. Și în final închei cu un sfat, care de fapt vă poate ajuta în momente critice. Poate se gândesc unii, au fost credincioși care au făcut închisoare în Siberia. Sunt oameni care sunt bolnavi și poate vor spune, da, înțeleg, Dumnezeu stă aici lângă mine, lângă patul meu. Dar ce-i face plăcerea lui Dumnezeu să mă vadă pe mine așa la orizontală? De ce nu vrea să mă ajute? Că noi oamenii am fost creați doritori de fericire. Și poate ne întrebăm, Doamne, bun, am înțeles că pe drumul ăsta mă vrei, mă bucur de prezența ta, dar tu știi, Doamne, cum plâng, ce durere am. Și când te încearcă diavolul în momente din astea, Dumnezeu nu te ajută. Povestea fratele Vrum Blanchirean celulă și a văzut pe diavolul în fața lui și a spus, vezi, comuniștii-s la putere și Dumnezeu tău nu te poate scoate din pușcărie. Îl mai slujești? Și spunea fratele că a zis, măi diavole, nici dacă raiul e a tău, tot nu votez cu tine. Eu vreau cu Dumnezeu. Și-o rânjit diavolul și-o zis, nu l-am mai văzut în grabă. Cam așa a fost în cartea Iov, a zis diavolul, da, sigur că Iov e bucuros. Peste tot pe unde merge și deschid ușile, zici că el e împăratul, tot el la îndemână, toți îi slujesc, n-are dușman, ia scoală oamenii împotriva lui, lasă nenorociri peste el. S-a gândit Dumnezeu, măi, fac experiența asta, hai să fii. Ce s-o fi bucurat diavolul, să vezi ce dau pe el urgent, bombardamente toate părțile. Și vine diavolul, nu-i mulțumit. Săracul de el. Dar nu cred că a fost vreodată diavolul mulțumit. Zice, da, dar e sănătos. Zice Dumnezeu, uite, te las să te atingi de carnea lui. Și multe diagnostice de mergea Iov la un laborator, spunea, băi, ești gata. Totul e putred în tine. Și Iov a rămas credincios și a zis, și dacă mor, tot cu Dumnezeu vreau să fiu. Vreau numai să-L întâlnesc, să discut cu El, că-s nelămurit. Și ce a zis Dumnezeu? Iov, vrei să discutăm? Și dintr-o dată s-a făcut așa, negură, nori, a început să tune, să trăsnească și o Elihu, e pe aproape Dumnezeu. Și când s-a terminat toți cuvântările, începe Dumnezeu să vorbească așa ca din nori, Iov, prezent, hai să discutăm! Și Iov zice, Doamne, ce m-am apucat și eu să dezbat probleme care mă întrec în gândire? Dar știi ce e frumos în cartea Iov? Când discuta Dumnezeu cu Iov și apoi toți s-au întors cu fața spre el, pe diavolul l-ați mai văzut pe acolo? S-a cărat, cum zice în epistole, că va fugi. Știți ce e frumos în umblarea cu Dumnezeu? Finalul. De fapt, nu-i final, că e veșnicie. Dragii mei, despre Enoch scrie în Evrei, capitolul 11, versetul 5. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase, că înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Câți regi cu haremuri și palate, câți oameni puternici care aveau la îndemână puterea, s-au dus. Eram ieri într-un cimitir și le-am spus la oameni, cât e mort de hidos, îl îmbrăcăm în haine frumoase, îl punem într-o cutiuță frumoasă, deasupra facem un aranjament frumos. Și am zis, el rămâne aici, noi mergem acasă. Dar și noi tot de trup numai o să ne îngrijim. Tot numai la viața asta ne gândim. Și în final, vorba cuiva care lucra la țicrie, îl întreba cineva unde lucră, fac garsoniere. Acolo fiecare stă singur. Cripta e destinul. Cei doi vor fi întrebați până când? Și vor spune, uman vorbind, până la deces. Dar nu uitați că astăzi v-am vorbit despre un om care a umblat cu Dumnezeu și pe care Dumnezeu l-a mutat. Că și noi care murim, murim în credință. Și dacă am umblat aici cu Dumnezeu, urmează o veșnicie cu Dumnezeu.
Și dacă toată umblarea asta pe pământ cu Dumnezeu ar fi calvar, veșnicia cu Dumnezeu e de nepovestit. Se merită. Și dacă ar fi să stăm pe cruce până la 100 de ani, să stai o veșnicie pe tron, dar cu Dumnezeu chiar și durerea aici pe pământ, chiar și spitalizarea, chiar și înmormântarea, chiar și sărăcia, cu Dumnezeu sunt suportabile. Dumnezeu, numai câte un strop din dulceața sa, lasă în paharul nostru de amărăciune și viața devine frumoasă. Dar noi vă dorim o viață frumoasă cu Dumnezeu. Iar dacă vă odată veți trece pe la umbră, Dumnezeu vrea să vă testeze, să vadă. Veți merge înainte? Sau veți spune, Doamne, ne murdărim pe pantofi? Să spune Dumnezeu, las că vă schimb numai pantofi, vă schimb și picioarele. Când ne va da un chip nou de slavă, spune un vers, eu știu că am o tinerețe nemai sfârșită la Iisus, chiar dacă în lume bătrânețea, puterile din trup mi-a dus. Dumnezeu să vă binecuvinteze, tineri sau bătrâni, cu o umblare cu Dumnezeu. Și să ajungem cu toții acolo unde nu doar că vom umbla cu Dumnezeu, vom locui cu Dumnezeu. Amin.